Deschidem Sfânta Scriptură și citim cuvântul desemnat pentru seara aceasta în calendarul Uniunii. Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 5 în jos. Cuvântul vorbește despre Duhul Sfânt, Mângâitorul sau Paraclet. Acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâitorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâitorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Amin, amin. Vă invit respectos să reocupați locurile. Cu ajutorul Domnului, în seara aceasta vorbim despre Duhul Sfânt, Mângâietorul. Despre lucrarea Duhului Sfânt ca paraclet. Ce face Duhul Sfânt când vine în lume? Ce face Duhul Sfânt când vine în viața unui om? În primul rând, ne spune cuvântul că El dovedește sau convinge lumea de trei lucruri. Convinge lumea de păcat, de neprihănire și de judecată. De păcat, pentru că credința ne scapă de păcat. Neprihănirea, pentru că s-a realizat prin înviere și Hristos este la Tatăl, așa cum a spus. Judecata, pentru că diavolul, stăpânitorul lumii acesteia, a fost judecat. Jertfa Domnului Hristos a adus judecată asupra Lui și libertate asupra noastră, cei care am trăit sub robia diavolului. Aici e mesajul Evangheliei. Pocăința aduce iertarea păcatului, credința în jertfa lui Hristos aduce neprihănire și necredința îl duce pe om la judecata finală, judecata de la urmă. Fapte 17, 30-31, predica Sfântului Pavel, când rostește faimoasele, cunoscutele cuvinte: Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. De ce să se pocăiască? Pentru că a rânduit o zi a judecății. Aici e mesajul Evangheliei. Oamenii care se pocăiesc, oamenii care cred, sunt socotiți neprihăniți și scapă de judecată. Asta face Duhul Sfânt când se coboară în inima unui om, să zic, în inima unui credincios care acceptă. Prima dată când un om ajunge, aude mesajul Evangheliei. Dacă acceptă acest mesaj, ca venind din partea lui Dumnezeu, omul se pocăiește. Dacă nu acceptă mesajul, rămâne la judecata finală. Dar lucrarea Duhului este să-l convingă pe om vinovat. Dacă Duhul Sfânt și cuvântul îl convinge pe om vinovat acum, el scapă de vinovăție prin pocăință și scapă în final de judecată. Dacă nu acceptă mesajul acum, dacă nu se lasă convins acum,
Dacă omul nu acceptă prin credință cuvântul acum, rămâne să fie condamnat la final. Ce simplu este mesajul. Dar omul, noi, nu putem convinge pe nimeni. Încearcă să stai de vorbă cu cineva și să ceri să-l convingi. Nu-l poți convinge. Ce putem noi să facem e să propovădim Evanghelia și Duhul Sfânt produce convingerea. Dacă Duhul Sfânt îți deschide mintea, dacă Duhul Sfânt îți deschide inima, dacă tu ca om recunoști că mesajul e de la Dumnezeu și că mesajul e spre binele tău, urmează întoarcerea și pocăința. Ne aducem aminte fiecare dintre noi de momentul mântuirii, de momentul în care Dumnezeu a lucrat în mintea și în inima noastră, de momentul în care am capitulat, de momentul în care am zis de aici înainte, da lui Dumnezeu și nu lumii și păcatului. A avut loc întoarcerea aceea 180 de grade, cu spatele înspre lume și cu fața înspre Dumnezeu. Ăsta e primul lucru pe care îl face Duhul Sfânt. Și de aceea a venit Duhul Sfânt în lume, așa spunea Domnul Hristos. Când ucenicii au auzit că El, Hristos, pleacă, se desparte de ei, întristarea le-a umplut inima. Și Domnul a zis, nu vă întristați, nu vă întristați, e de folos, e de folos ca să plec eu, că dacă nu plec eu, mângăitorul nu vine, dar dacă eu plec, voi trimite mângăitorul care va lucra lucrurile despre care vorbim în seara aceasta. În primul rând, el dovedește sau convinge lumea pe cel păcătos că este vinovat, că este soluție la Dumnezeu prin pocăință, că prin credință în jertfa lui Hristos ajunge la o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, și că dacă nu se pocăiește, dacă nu se întoarce, urmează judecata de la urmă. Ce ofertă simplă, ce ofertă frumoasă, și totuși așa de mulți o refuză. Duhul Sfânt convinge, după ce convinge, Duhul Sfânt călăuzește. Duhul Sfânt călăuzește, versetul 13. Și călăuzește în adevăr. Călăuzește în adevăr. Călăuzire înseamnă informație. Dacă mergi într-o țară străină, ai nevoie de cineva care să te călăuzească. Să spună pe unde ai de mers. Dacă ajungi într-un popor străin, dacă ajungi într-o zonă pe care nu o cunoști, ai nevoie de cineva care să îți spună și să-ți ofere informații. Bunoară în Israel. Dacă te duci în Israel și n-ai ghid, nu prea poți să ajungi nicăieri, că oamenii de acolo nu știu unde sunt locurile sfinte pentru noi. Am rămas surprins când am fost a doua oară în Israel, când am fost numai eu cu părinții mei. Dumnezeu mi-a dat harul ăsta să îmi duc părinții când au împlinit 50 de ani de căsătorie, se duc în Israel. Eu cu un an înainte am fost cu biserica împreună în Israel și am învățat locurile de acolo. Dar am uitat exact unde este muntele, unde s-a rugat Ilie și s-a aprins jertfa. Am uitat. Și tot am umblat, am umblat, am umblat, am știut zona aproximativ, dar am zis, mă, nu se poate. Mă opresc la gas station, aici vorbesc engleză, toți vorbesc engleză. Mă opresc pe stradă, întreb în stânga și în dreapta și găsesc. Nu știu în câte locuri m-am oprit să întreb și zice, noi nu știm de așa ceva. Dar am fost în zonă, eram doar la câteva mile distanță. Dar nu știam să ajung și nimeni nu știa. Aș fi avut nevoie de un ghid. Alții care au fost cu alți ghizi au zis că au fost și păcăliți, că au fost într-un anumit loc și li s-a vândut minciuni, că așa s-ar fi întâmplat aici, dar de fapt ei au fost în altă parte. Dar dacă omul n-a știut, el a primit informația oferită de ghid.
că de asta plătești un ghid sau de asta ai un ghid, ca să te informeze bine. Dar dacă te informează rău, unde ajungi? Cu un ghid care spune minciuni. Scriptura ne arată că Duhul Sfânt este Cel care călăuzește în adevăr. În adevăr. Calea mântuirii nu este calea pe care și-o face omul în mintea lui. Este calea pe care o descoperă Duhul Sfânt prin cuvânt, în Scriptură. El are autoritate asupra adevărului. Trăim într-o lume, frați și surori, nu vă spun lucruri mari, nici de care sunteți străini. Trăim într-o lume în care săminte de îngheață apele, spuneam noi. Vara, la 100 de grizi, îngheață apa. Semintea îngro. Și depinde cine prinde minciuna. Se aruncă minciuna în apă și peștele care prinde, ăla e pierdut. Și ajunge într-o vreme în care nu mai știi ce să crezi. Mă, te întâlnești cu unul și altul. Unul zice într-un fel, celălalt spune în alt fel. În politică ce se vorbim? Ce să vorbim? Că în politică să minte ca nici într-un alt domeniu. Și depinde ce crezi. Dacă stai de vorbă cu unii care cred partea asta, ei sunt convinși că așa e adevărat. Te întâlnești cu alții care cred partea cealaltă, nu poți să-i schimbi. Ce vorbești? N-ai nicio șansă. Și s-ar putea oamenii să creadă minciuni. Nu e important doar să ai călăuzitor. Este esențial. E o chestiune de viață și de moarte să ai un călăuzitor care să te călăuzească în adevăr. Un astfel de călăuzitor este Duhul Sfânt. Și noi credem în descoperirea pe care Duhul Sfânt o face și în călăuzirea pe care El ne-o oferă prin acest cuvânt. Noi avem un călăuzitor care ne călăuzește în adevăr. Ai grijă de cine ești călăuzit. Ai grijă ce sfaturi accepți, ce sfaturi primești. Ai grijă la cine te duci după informații. Pentru că toți oferă informații. Dar cine îți dă informația bună, informația dreaptă, informația adevărată? Pentru că n-ai vrea să afli mai târziu că ai fost păcălit. N-ai vrea să afli mai târziu că ai fost mințit. Oamenii care au garanția mântuirii sunt aceia care se lasă călăuziți în adevăr. Și cuvântul lui Dumnezeu este adevărul, slăvit să fie Dumnezeu în vecii vecilor. Apoi, Duhul Sfânt vorbește, nu doar călăuzește, ci vorbește. Întrebarea pe care eu mi-o pun în seara aceasta și dumneavoastră este: cine ascultă? Cine ascultă? Sunt multe discuții între oameni vis-a-vis de subiectul dacă vorbește Dumnezeu, dacă vorbește Duhul Sfânt și nu dacă mai ascultăm noi ce ne spune Duhul Sfânt. Și în seara aceasta vreau să vă aduc aminte, frați și surori și tineri, că Duhul Sfânt vorbește. Problema nu-i că nu mai vorbește Duhul Sfânt ca odinioară, nu-i adevărat, fraților. Vorbește Duhul Sfânt. Îți vorbește Duhul Sfânt în fiecare zi. Îți vorbește Duhul Sfânt de câte ori vii la biserică. Îți vorbește Duhul Sfânt de fiecare dată când deschizi Scriptura. Îți vorbește Duhul Sfânt. Întrebarea nu e dacă vorbește, întrebarea e dacă ascult eu. Și aici e tragedia. Ascult eu? Bag în seamă, do I care? Do I care what God speaks? Or I continue to ask, is God speaking? Why is not God speaking? No, God is speaking. Open the scripture, God is speaking. Open your heart, God is speaking. And sometimes God speaks throughout the night in your dreams, not all the dreams.
You know that. Nu toate visele sunt de la Dumnezeu. Uneori visăm numai... Uneori visăm doar că dormim. De-aia visăm. Că atunci când ești treaz, nu prea visezi. Mai sunt și visători cu ochii deschiși, dar în general visează oamenii când dorm. Și dacă dorm, mai și visezi. Și eu mai visez câteodată între slujbe, dacă am somnul ăla penticostal. Între cele două slujbe. Mai visez. Mai visez sâmbătă seara. Mai ales dacă trebuie să am o predică de care diavolul e foarte tulburat și foarte necăjit. Atunci, cu o zi înainte, în ziua respectivă, ispite, tulburări, necazuri, cum sunt greu de descris. Nu știu de ce mi-am pierdut vocea, dar e ok, mă duc așa un pic răgușit. După ce termin predică, o să tușesc de două ori și am scăpat. Duhul Sfânt este Cel care vorbește. Și ce vorbește Duhul Sfânt? Vorbește pentru sfătuire, vorbește pentru zidire, vorbește pentru mântuire, vorbește pentru salvare. Duhul Sfânt oferă oamenilor raiul și împărăția lui Dumnezeu pe gratis, fraților. Cel mai mare dar, cea mai mare binecuvântare mi-o oferă Dumnezeu și ți-o oferă Dumnezeu pe gratis. Duhul Sfânt n-are nimic de vândut. Iertarea nu se vinde pe bani. Vindecarea trupului, ne rugăm pentru bolnavi. Și din când în când mai răspunde Dumnezeu prin minuni. Și să vindecă cel bolnav. Și nu să vindecă pe bani. Nu-ți cere Dumnezeu niciun ban. Vii la biserică, la casa Domnului, unde Dumnezeu te mângâie, unde Dumnezeu îți răspunde la rugăciuni, unde Dumnezeu stă de vorbă cu tine și îți întărește sufletul. Și nu-ți cere nimic. Nu să-ți plătește taxă ca să intri în casa lui Dumnezeu, să fii în prezența lui Dumnezeu. Îți dă Dumnezeu iertare în fiecare zi, seara când mergi la culcare și spui, Doamne, iar am greșit, iar am păcătuit, iar am vorbit ce nu trebuie, iar m-am uitat unde nu trebuie, iartă-mă. Și te iartă Dumnezeu și nu-ți cere nimic. Împarte Dumnezeu daruri pe gratis. Și intrarea în împărăția lui Dumnezeu e pe gratis. Și vine diavolul. Și diavolul îți vinde iadul. Iadul e pe bani, fraților. Iadul nu-i pe gratis. Îți dă Dumnezeu sănătate pe gratis și diavolul îți vinde boală. Drogurile-s pe bani. Și le cumpără. Și își distrug sănătatea. Alcoolul e pe bani. Prostituția e pe bani. Barurile sunt pe bani. Diavolul vinde ea după bani și îl cumpără oamenii. Cumpără oamenii iadul pe bani și vinde Dumnezeu raiul pe gratis. Și oamenii își închid inima la rai. Ce paradox, ce ciudățenie. Ascultă-mă, frate, soră, prietene, care ești în seara asta în casa Domnului. Nu cumpăra de la diavolul, pentru că el îți vinde moarte și chin și pierzare veșnică. Nu te mai lăsa mințit și păcălit de cel rău. Duhul Sfânt îți vorbește și îți oferă împărăția pe gratis. Binecuvântat să fie numele Lui. Apoi, Duhul Sfânt descoperă. Duhul Sfânt dovedește, Duhul Sfânt călăuzește, Duhul Sfânt vorbește, Duhul Sfânt descoperă. Vorbește taine,
ia din lucrurile lui Dumnezeu și ni le descoperă nouă. Și una dintre cele mai mari descoperiri le descrie apostolul Pavel în Coloseni 1:26-27. Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate viacurile, dar descoperit acum sfinților lui, cărora Dumnezeu a voit să le-o facă cunoscut, care este bogăția slavei tainei acestea între neamuri, și anume, care-i taina, fraților? Secretul ascuns de veacuri și descoperit acum de Duhul Sfânt, după înălțarea Domnului la cer, Duhul Sfânt a venit pe pământ și a descoperit bisericii lui. Și această taină, spunea Pavel, este Hristos în voi, nădejdea slavei. Asta e o taină, fraților, că dacă spui celor din lume, ăștia zic că ești nebun sau știu eu, ai ceva probleme serioase. Când tu zici, Hristos e în mine, Duhul Sfânt locuiește în mine, Hristos domnește peste viața mea și mă pregătește pentru împărăția Lui. Hristos în voi, nădejdea slavei, nu o nădejde la rușine, la moarte, la chin, la durere, ci nădejde la slavă, pentru că El a promis-o. Taina care a fost ținută ascunsă a fost descoperită și a ajuns la noi. Frați și surori, Biserica Domnului, Hristos în noi, nădejdea slavei. Ne uităm în lume și intrăm în stare de depresie. Mai citesc și eu știrile, caut să mă informez, să văd ce se întâmplă în lumea asta și întotdeauna se lasă cu dureri de cap și cu sughițiuri parcă și zic, nu știu dacă mai e speranță pentru lumea asta. Și pentru lumea asta nu știu câtă speranță e, dar pentru Biserica lui Hristos e. Pentru că e Hristos în noi, nădejdea slavei. Există o nădejde și o speranță a slavei, a eternității, a prezenței lui Dumnezeu, a împărăției lui Dumnezeu. El este Cel care descoperă, scoate taine sau, într-un mod individual, într-un mod specific, descoperirea acestor taine sunt pentru toată lumea, pentru toată biserica, pentru toți cei credincioși. Dar Duhul Sfânt mai face și descoperiri specifice pentru contextul în care te găsești. Poate să fie într-o prorocie, într-un vis, într-o vedenie, într-un alt fel de descoperire. Dumnezeu descoperă taine și îți oferă un sfat. Și de asta avem nevoie din când în când. Și cred că fiecare dintre dumneavoastră, din când în când, ați primit o astfel de descoperire pentru că Dumnezeu a văzut că e nevoie. N-ai nevoie de o descoperire specifică în fiecare zi, frate. Nu umbla după descoperiri specifice în fiecare zi. În fiecare zi, la proroci, dintr-o parte într-alta, parcă ai intenționat să-L ispitești pe Dumnezeu și nu știu ce cauți, parcă ai căutat noroc undeva. Nu în felul ăsta, dar Dumnezeu când vrea și când e nevoie, îți descoperă și vorbește. Noi credem într-un Dumnezeu care vorbește și care descoperă într-un fel sau într-altul. Și vreau să vă aduc aminte, cred că am spus lucrul acesta, dar s-a întâmplat 15 ani în urmă și poate că atunci l-am mărturisit, nu mai sunt sigur că l-am mărturisit, dar mi s-a întâmplat mie. În urmă cu 15 ani, plus or minus câteva luni, în care cineva care am vrut să-mi facă rău a scris un articol. A scris un articol în care a introdus câteva adevăruri ca să pară plauzibilă povestea lui și atunci l-a
aglomerat, a introdus în aceste adevăruri o mulțime de minciuni ca să arate rău de tot articolul ăla. A fost o calomnie, o defăimare vizibilă. L-a scris și a zis, nu mă semnez cu numele meu, că eu vreau ca articolul ăsta să fie publicat. Dacă va fi publicat și mă semnez cu numele meu, trebuie să dau socoteală de ceea ce am scris. Și doar n-am scris adevărul aici. Și atunci s-a semnat cu un alt nume. S-a semnat cu numele unui frate din Portland. A luat articolul și l-a trimis. Unde l-a trimis? La o stație de radio din Torino. Dar stație de radio în limba română. L-a trimis ca un articol de știri despre Cornel Avram. Că vorbesc pentru că e persoana mea. Și a apărut articolul pe website-ul stației de radio în limba română din Torino, Italia. În câteva ore a făcut înconjurul pământului, că lumea doar e curioasă și lumea se desfătează când aude ceva rău, ceva neplăcut despre cineva. A făcut înconjurul lumii și a ajuns și la mine. Primesc un telefon, frate Cornel, iată ce s-a întâmplat. Știi ceva de articolul ăsta? Zic, nu știu nimic. Du-te și intră și vezi, nu-i bine, e public. Extraordinar. Am intrat, am descoperit documentul, l-am citit, zic, ai, mă, dacă ar spune adevărul, n-ar durea așa de tare. Că mă, e adevărul și duce adevărul și dacă nu te onorează, la urma urmei, adevărul trebuie să-l porci, adevărul te face slobod și dacă nu-i plăcut. Dar pentru că sunt minciuni, cum poți tu să convingi o lume sau să vii și să spui că astea sunt minciuni? Că sunt și câteva adevăruri, domnule, și se potrivesc de minune. Că oamenii ăștia sunt experți, în domeniu sunt experți. Și am zis, ce să fac? Păi eu știu pe fratele ăsta care a semnat documentul, dar eu știu că nu a scris lucrul ăsta, sunt sigur. Dar sun la el și îl rog pe el să sune la Torino, la stația de radio și să spună, oameni buni, a spus un document acolo care nu e autentic. E numele meu acolo, dar eu nu l-am semnat, vă rog să-l scoateți afară. Ca să fac povestea scurtă și să vedeți cum vorbește Dumnezeu și cum ne sfătuiește Dumnezeu. Fratele din Portland a sunat la Torino, le-a spus că nu el a scris scrisoarea, s-o scoată afară, cineva a vrut doar să calomnieze. Oamenii au fost onorabili, au scos scrisoarea afară. Eu totuși am sunat și eu și am vorbit cu directorul de acolo și l-am întrebat, oameni buni, dacă omul ăsta v-a trimis scrisoarea asta și ați publicat-o imediat, înseamnă că omul ăsta va mai trimis și alte scrisori. Voi nu puteți să identificați și să vedeți computerul de unde a venit, că voi puteți să mergeți pe fir. De unde a venit computerul? De la ce computer a venit informația? Nu puteți să mergeți și să descoperiți lucrul ăsta? Și directorul a zis, da, zice, e foarte simplu. Că săptămâna trecută am mai primit un articol și a fost un articol foarte frumos și l-am publicat. Dar zic, de cine a fost semnat articolul ăla? A, zicea, e alt nume. Dar spuneți-mi numele, să văd dacă numele ăla e adevărat, că dacă e un articol frumos, sigur că e adevărat. Și când mi-a spus numele, l-am recunoscut imediat. A, zic, e o persoană din Phoenix, Arizona. E o persoană din Phoenix, da. Da, zice, din Arizona, din Phoenix, e computerul, de acolo a venit scrisoarea. Bine, vă mulțumesc! Imediat, ca om, am zis, ce să fac? Angajez detectiv, angajez avocat, apelez la lege, îl sun pe om, îl dau pe față, ceva trebuie să fac. Am făcut ceva, dar am făcut numai atât cât mi-a permis Dumnezeu, pentru că noaptea în care omul ăsta a scris scrisoarea,
În noaptea aceea Dumnezeu n-a lăsat pe un vas al lui o soră în vârstă dintr-un alt stat din America, n-a lăsat-o să doarmă, a trezit-o Duhul Sfânt. Nu cunosc, până în ziua de azi nu cunosc pe sora asta, nu știu cine e, dar m-a sunat și mi-a spus. A trezit-o Duhul Sfânt și a zis, roagă-te pentru fratele Cornel Avram. Și la miezul nopții, joi noaptea, când omul acesta scria scrisoarea, ea se ruga. Și în vedenia descoperită, i-a arătat Dumnezeu, a văzut chipul meu, m-a văzut pe mine, că mă cunoștea că am predicat în biserica lor de mai multe ori, din acea localitate. Și mă cunoștea, m-a văzut pe mine și în fața mea a văzut o maimuță. Și a zis așa, maimuța asta a întins mâna înspre fața ta și a rupt o parte din față, așa ca și cum ai rupe un chip de plastelină. Zice, ți-a mutilat fața. Și am zis, Doamne, ce înseamnă asta? Și ce să-i spun la fratele Cornel? Și spune, și ea a zis așa, Duhul Sfânt mi-a spus așa, nu trebuie să faci nimic și să nu faci nimic, pentru că eu, Domnul, am să te binecuvintez și eu am să port de grijă. Dar am primit mesajul, nu trebuie să faci nimic și să nu faci nimic. Și atunci am zis, nu fac, dau un telefon, tot dau. Și am dat telefon și am spus, mă frate, am aflat că ai scris scrisoarea asta. Am aflat că ai scris-o. Păi, dar cum ai aflat? Păi așa am aflat. Da, auzi, te rog, iartă-mă. Bine, te iert, dar să știi că o să fac și eu același lucru pe care l-ai făcut tu. O să scriu și eu o scrisoare despre tine, numai cu adevăr. Numai cu adevăr o să scriu și am să o public. Nu, frate, să nu faci lucrul ăsta, că și eu sunt o figură publică. Și dacă aude lumea de treaba asta, nu mai face nimeni business cu mine. Nu mai vorbește nimeni cu mine, zice, îmi pierd reputația. Deci eu dacă spun adevărul despre tine, tu îți pierzi reputația și ăsta ar fi un lucru grav. Dar tu că scrii minciuni despre mine ca să-mi pierd eu reputația, asta e ok, asta e scuzabil. Și am spus, zic, știi ce frate, nu fac nimic, nu te spun la nimeni, public, nu iau nicio măsură, eu mă rog pentru tine și familia ta. Dumnezeu să aibă milă de tine și de sufletul tău, pentru că așa mi-a vorbit Dumnezeu, Dumnezeu mi-a vorbit ca să nu fac nimic. Pentru că ce înseamnă mutilarea feței, dacă nu imaginea publică care este mutilată printr-o astfel de scrisoare, pentru mine descoperirea a fost de la Dumnezeu 100%. Și nu m-am bucurat numai de descoperire, că am știut că Dumnezeu e în control, ci m-am bucurat că Dumnezeu mi-a dat un sfat să nu fac nimic. Și n-am mai făcut nimic, decât atât. Și am zis, zic, nu-ți fă nicio problemă, că nu mă duc mai departe să-ți fac rău, deși că ar trebui să-ți fac ca să te pedepsesc pentru răul pe care tu l-ai făcut și eu să te pedepsesc cu adevărul. Și el s-a apărat că el e o figură publică și că totuși să nu-i fac rău. Și a încercat să mă convingă, și asta o să zâmbiți dacă vă spun, dar trebuie să vă spun, a zis, frate Cornel, să știi că totuși scrisoarea asta pe care am scris-o, e a doua scrisoare, că am scris alta mult mai rea, zice. Am scris alta mult mai rea și până la urmă și eu am zis că e prea de tot. Asta e un pic mai dulce și eu am trimis-o pe aia mai dulce, să fiu un îngăduitor. Zice, ți-o trimit și pe aia să vezi ce am scris. Și mi-o trimis-o, am să-ți trimite, eu vreau să văd ce ai în mintea ta și cât te duce capul. Nu pot să vă spun nici prima, nici a doua, dar am învățat ceva. În momente cheie în viață, Dumnezeu descoperă și ne dă un sfat specific, fraților, și nu-mi pare rău. Și zic și până în ziua de azi, Domnul să binecuvinteze, Domnul să ierte, l-am rugat totuși să nu mai scrie și nu mai scris. Deci ceva bun, tot s-a întâmplat. Frați și surori, Duhul Sfânt descoperă,
Duhul Sfânt descoperă și din când în când, nu în fiecare zi, din când în când Dumnezeu intervine și ne ajută ca să știm ce avem de făcut și îl binecuvântăm. Și prin toate astea, în final, Duhul Sfânt îl proslăvește pe Fiul și pe Tatăl. Asta e misiunea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt a fost trimis în lume ca să-l proslăvească pe Fiul și pe Tatăl. Duhul Sfânt nici nu vrea să se vorbească despre El. Duhul Sfânt nici n-ar vrea să avem predici despre Duhul Sfânt. Că Duhul Sfânt nu se vede pe sine. Duhul Sfânt vrea ca Tatăl și Fiul să fie proslăvit. Așa lucrează Duhul Sfânt în Trinitate. Și menirea bisericii este aceea, să-L proslăvească pe Tatăl și pe Fiul. Și menirea ta și menirea mea este să-L proslăvim pe Tatăl și pe Fiul. Și noi când venim la biserică, îl proslăvim pe Tatăl și pe Fiul. Și noi când dăm bani la biserică, îl proslăvim pe Dumnezeu. Și noi când mergem în misiune, îl proslăvim pe Dumnezeu. Și când ne rugăm, îl proslăvim pe Dumnezeu. Și când vorbim cu oamenii, îl proslăvim pe Dumnezeu. Și când vorbim cu prietenii și dușmanii, îl proslăvim pe Dumnezeu. Asta este chemarea noastră și mulțumim pentru lucrarea Lui. Duhul Sfânt ca mângăitor dovedește lumea, călăuzește copiii Lui, vorbește copiilor Lui, descoperă și proslăvește. Și pentru toate zicem, lăudați să fie Domnul. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului. Am să rog frații din echipă, echipa cu care vom călători în Africa, să vină în față și am să rog frații slujitori și biserica să vă rugați pentru noi, dar aș dori să aducem încă trei cauze de rugăciune. Fraților, vă rog să ne rugăm pentru fratele meu Cristi din țară, care în urma unei operații la stomac nu se simte bine. Vă mulțumesc în numele Domnului. Domnul să lucreze. Să continuăm să ne rugăm pentru Aizia Tupiță, micuțul acesta care mâine trebuie să meargă la o altă operație, Dumnezeu să-i deschidă căile respiratorii și să poată să respire acest copilaș. Să ne rugăm pentru familia fratelui Costel Gavrilaș din Beclian, familia Maieriani aduce această cauză și el a zis, chiar doresc ca Biserica Happy Valley să se roage în numele Domnului pentru familia lui lărgită, care este greu încercată în această perioadă, în zona Beclean, Dej, Cluj, în zona aceea, știți că s-au întâmplat anumite lucruri tragice și ei au nevoie de ajutorul nostru în rugăciune. Domnul să primească rugăciunea. Cu toată biserica ne rugăm, cu frații din echipă îngenunchem aici, rugăm frații slujitori să vină în față, să se roage pentru noi, să ne încredințeze în mâna Domnului și toată biserica să facă același lucru în rugăciune.